Turneul internațional de fotbal Cupa del Sol 2014 din Spania se dovedește a fi benefic pentru giurgiuvenii de la Astra. După victoria împotriva vicecampioanei Norvegiei Rosenborg, Astralii au câștigat și partida cu moldovenii de la FC Costuleni cu un scor zdrobitor de 7-1. Primul gol a venit în minutul 33 al primei reprize, când Ivanovski a marcat de la 11 metri, scor valabil și la pauză. În repriza secundă, Isail îl introduce pe teren pe Budescu, care a și marcat pentru 2-0 în minutul 51, pentru ca De Amorim să marcheze și el peste 7 minute. Același Budescu a punctat pentru 4-0 în urma unui penalti, în timp ce moldovenii au redus din diferență prin Cemârtan. Au urmat apoi alte 3 goluri pentru Astra Giurgiu prin Ioda, Moraes și Azalde. Astfel, partida s-a încheiat cu scorul de 7-1 pentru Astra. Tot în cadrul turneului de fotbal din Spania, Astra va juca al 3-lea meci în grupă cu suedezii de la AIK Stockholm, care nu au obținut niciun punct în primele partide jucate.